Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Nu de mult am terminat de citit cartea aceasta, Stilul vestimentar masculin contemporan, ceea ce bineînțeles nu mă face un stilist, dar consider că de-a lungul timpului am reușit să acumulez informații fie citind, fie furând de la alți oameni care chiar știu să se îmbrace bine. Și asta trebuie să faci și tu, să furi. Bine, termenul e puțin deplasat, să te inspiri de la oameni care chiar se îmbracă bine și știu despre ce vorbesc. Cu toate acestea, nimeni nu poate să spună cum să te îmbraci, te îmbraci cum dorești tu. Dar astăzi vreau să vorbim despre 7 lucruri pe care nu le-am văzut niciodată purtate de oameni cu stil. 7 lucruri care sunt urâte, după părerea mea. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care să nu-l porți niciodată sunt pantalonii numiți șalvari, sau pantalon de Aladin, cum îmi place mie să le spun. Acest tip de pantalon își are originea în Orientul Mijlociu, Turcia mai ales, și noi fiind destul de aproape din punct de vedere geografic, am împrumutat această modă. Deși cred că sunt comozi, ăsta ar fi și motivul principal pentru care cineva chiar i-ar purta, arată ca și cum ai avea un dita mai Pampers între picioare. Așa că dacă nu lucrezi la un stand de înghețată turcească, părerea mea să eviți acest tip de pantaloni. Al doilea lucru pe care să nu-l porți niciodată, ochelarii de soare gigant. Ce nu-mi place la acest tip de ochelari este că ți acoperă toată fața, nici nu poți să vezi bine toate trăsăturile feței persoanei cu care vorbești. Pe lângă asta mi se par puțin exagerați, cer prea multă atenție, e ca și cum ți-ai pune dita mai spoilerul pe mașină ca să pară rapidă. De aceea cred că își merită locul în această listă cu lucruri pe care să nu le porți niciodată. Al treilea lucru pe care să nu-l porți niciodată este borseta, cea de la brâu sau cea peste trunchi. Dacă nu ești vânzător la un magazin alimentar sau în piață, nu prea văd rostul borsetei, de ce ai purta așa ceva? În schimb, dacă ai lucruri importante pe care vrei să le iei după tine, poți investi într-o geantă de mână. Sau într-un rucsac de calitate dacă chiar ai nevoie să cari lucruri după tine undeva. Dar, după părerea mea, borseta arată rău și pare puțin incomod, adică nu m-aș vedea niciodată purtând așa ceva. Al patrulea lucru pe care să nu-l porți niciodată este un lanț uriaș. Cei care poartă lanțuri dita mai, lanțuri din alea cărnoase, de aur, de argint, cred că vor să transmită un mesaj, vor să transmită mesajul, băi, uite ce valoare am eu. Ori eu nu am fost niciodată de acord cu mesajul ăsta, cu niciun obiect vestimentar. Chiar dacă ai bani, chiar dacă ai o situație bună din punct de vedere material, nu trebuie să te lauzi în fața tuturor. Mereu am fost militantul stilului simplu, care să nu strige după atenție, stilului clasic și de bun gust. După părerea mea, un lanț dita mai care să-ți acopere tot pieptul, nu e deloc de bun gust. Sigur, dacă vrei să sărbătorești o reușită, dacă vrei să îți readuci aminte că ai succes, poți să investești mai mult într-un ceas de valoare. Un ceas scump poate să-ți aducă mult mai multe complimente decât un lanț la gât și cred că este piesa care nu trebuie să lipsească niciodată din ținuta unui bărbat. Și că tot vorbim de flexat, al cincelea lucru pe care să nu-l porți niciodată este tricoul cu logo. Într-o seară eram prin centrul orașului și special m-am uitat la toți băieții care au trecut pe lângă mine să văd cum sunt îmbrăcați. Ei bine, aproape toți aveau tricouri cu dita mai logo-urile imprimate, cu Tommy Hilfiger, cu Armani și cu alte firme de top. Dacă mi-ați urmărit și videoclipurile trecute, probabil ați observat că și eu am câteva tricouri de la Polo. Tricourile de la Polo au logo-ul aici, în stânga. Dar nu mă refer la acel tip de tricouri care totuși au o anumită decență, au un logo nu atât de mare. Mă refer la tricourile care sunt menite să se vadă logo-ul în primul rând, să se vadă valoarea, să se vadă că e de la o firmă renumită. Și că costă mult. Și problema e alta aici. Băieții ăia pe care i-am văzut eu în centru nu-și permit acele tricouri. Le-au cumpărat pur și simplu ca să se dea mari, ca să vadă fetele că uite bă, băiatul ăsta are bani. N-a cumpărat acel tricou pentru calitatea materialului și nici pentru că îi place lui foarte mult cum arată. L-a cumpărat ca să impresioneze oameni care se uită după așa ceva. Al șaselea lucru pe care să nu-l porți niciodată, sandalele. Din fericire nu prea am mai văzut băieți care să poarte sandale, în special sandale cu ciorapi, mai rău, o combinație fatală. Dar mai sunt unele mame care încă își îmbracă copii mici de 4-5 ani cu sandale. Părerea mea că nici pe ei nu arată bine. Și în final, al șaptelea lucru pe care să nu-l porți,
pantofii ascuțiți lucioși. Dacă nu porți smoking, nu ai ce să cauți cu pantofii lucioși ascuțiți la un costum normal. Și dacă faci această greșeală, vei arăta ca tataie la nuntă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiDevice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu! Pa, pa!